Începem cu o descoperire șocantă făcută de autorități. Zeci de părinți români sunt suspectați de procurori că s-au filmat în ipostaze indecente alături de copiii lor, iar în acest fel, incalificabil, au primit bani de la pedofili străini. În cadrul sesiunilor transmise în direct pe internet au apărut inclusiv prunci nevinovați de câteva luni. Mai multe persoane au fost trimise deja în judecată. Alți indivizi bănuiți că au legătură cu povestea au fost ridicați și duși la audieri. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Operațiunea de amploare a procurorilor de ICOT a pornit după ce o femeie a fost descoperită că și-a abuzat bebelușul de 4 luni, iar o alta s-a filmat împreună cu cei 2 copii ai ei, o fetiță de 1 an și un băiat de 3. În ambele situații, clienții erau americani. Se întâmpla în urmă cu 3 ani, iar poveștile tulburătoare au fost prezentate pe larg la știrile ProTV. Caz abominabil descoperit de polițiștii și procurorii români asistați de agenți FBI. De atunci, procurorii români, ajutați de Europol și FBI, au mers pe fir. Oamenii legii au descoperit că pedofili de pe tot globul erau abonați la aceste show-uri înspăimântătoare furnizate de români. Este vorba despre cel puțin 26 de bărbați din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Noua Zeelandă, Olanda, Canada și Belgia. Urmându-le tranzacțiile financiare, autoritățile au reușit să le ia urma. Inițial au identificat 23 de așa ziși actori, părinți și complicilor. Au fost ridicați din Giurgiu, Prahova, Galați, Brăila, București, Olt, Iași și trimiși în judecată. Astăzi sunt audiați alți 9 suspecți din București, Prahova și Galați. Unii dintre ei și-au recunoscut faptele și le-au pus pe seama sărăciei. În total vorbim de peste 35 de copii cu vârste cuprinse între doar 3 luni și 7 ani, victime inocente care erau folosite de proprii părinți pentru a satisface pornirile bolnave ale unor indivizi din străinătate. Iar pentru acest lucru, pentru o singură sesiune, primeau între 100 și 300 de euro. Coșmarul multor copii s-a întins pe parcursul unor ani. Din cercetări a reieșit că în perioada 2014-2018 cei în cauză ar fi purtat prin intermediul unei aplicații mai multe conversații cu mai multe persoane cetățeni străini. Aceștia s-au angajat în mai multe sesiuni video, audio, în direct, în timp ce și-ar fi exploatat sexual copiii minori în schimbul unor sume de bani ce au fost transmise prin serviciile de transfer rapid de monedă. În total, în conturile românilor au intrat în jur de 180.000 de euro. După audieri, procurorii vor decide dacă și pentru cine vor cere arest preventiv. Acuzațiile sunt printre altele de viol, pornografie infantilă sau complicitate la pornografie infantilă în formă continuată. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.